Preacucernice Părinte Director, onorat prezidiu, distins corp profesoral, domnișoarelor și domnilor elevi, dragi părinți, felicitări în această zi minunată! Obișnuim ca în momentele solemne cuvântul să-l întemeiem pe Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură, pentru că este descoperită de Dumnezeu. Și din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură vă citesc două versete, le citesc tinerilor noștri. Repetăm mereu faptul că tare mare nădejde avem în misiunea pe care ei o vor face în lumea aceasta problematică. Primul verset pe care îl citesc e de la Sfântul Apostol Pavel. Pe lângă faptul că a fost mare misionar Sfântul Pavel, se îngrija în mod special de ucenicii săi, de ucenicul său Timotei. Și în prima epistolă, în capitolul 4, începând cu versetul 12, îl povățuiește pe Timotei. Eu îmi închipui că și atunci, ca și astăzi, tentațiile erau foarte multe. Și Sfântul Pavel a vrut să-l facă mare misionar pe Timotei. N-ascund faptul că v-am mai spus, și noi vrem să vă facem pe frățiile voastre mari misionari și pe cei care nu veți urma teologia, ci multe alte profesii frumoase. Deci, textul Sfântului Pavel adresat lui Timotei. Nimeni să nu disprețuiască tinerețile tale, ci fă-te pildă credincioșilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu Duhul, cu credința și cu curăția. Într-o lume zăpăcită, dacă un tânăr reușește să rămână cu viață curată și să fie mărturie pentru ceilalți, este extraordinar. Și am zis că vă citesc două texte, celelalte din Vechiul Testament. La un moment dat, evreii au fost cuceriți și au fost duși captivi în Babilon. Tineri și bătrâni. Dar un grup de tineri erau speciali. Daniel, Anania, Misael și Azaria. Moravurile din Babilon. Vă închipuiți că erau foarte permisive. Păcate multe se făceau. Și tinerii aceștia au dorit totuși să-și păstreze viața lor curată, frumoasă. Și nici să nu se pângărească cu mâncărurile din Babilon. Și au cerut lucrul acesta supraveghetorului. Lasă-ne pe noi să mâncăm bucate făcute din verdeturi. Supraveghetorul s-a temut că vor slăbi. Și fizic și intelectual. Și ei l-au lămurit să-i lase 10 zile. Știți ce s-a întâmplat. Încearcă odată cu servitei timp de 10 zile. Și dă-ne să mâncăm bucate din zarzavatul și să bem apă. Apoi să te uiți la chipurile noastre și la chipurile tinerilor care mănâncă din bucatele regelui. Și cum ți se va părea, așa să faci cu supușii tăi. Atunci el le-a ascultat această rugăminte și a încercat timp de 10 zile. Și după un răstimp de 10 zile, ei arătau mai frumoși, mai atletici decât toți tinerii care mâncau din bucatele regelui. Eu vreau să spun că
dacă frățiile voastre ați pus la inimă, învățătorile bisericii pe care vi le-au transmis profesorii noștri. Veți fi mai atletici, mai frumoși, mai puternici decât toți tinerii din orașul acesta mare sau din eparhia noastră. Lucrul acesta vi-l și dorim acum la sărbătoare, pe lângă faptul că vă felicităm. Am zis, într-o lume în care oamenii au devenit atât de permisivi, este extraordinar ca să dai exemplu de tânăr care poți fi stăpân pe tine și pe ceea ce faci. Felicitări, mulțumiri părinților, o dorință deosebită de a vă realiza, să deveniți studenți buni în toamnă toți și prin ceea ce veți face, efectiv, să aduceți mare cinste școlii noastre. Hristos a înviat! Adevărat, adevărat.